mulțumim foarte mult părintelui Marco Secchi pentru acest expozeu foarte, foarte frumos, atât în vorbire cât și în imagini superbe. Aș continua cu părintele Lucian Dâncă să ne spună câteva vorbe cu privire la contextul în care Sfânta Teresa de Avila a realizat această capodoperă, îi putem spune, din literatura mistică, Castelul Interior. Da, nu sunt eu mai specializat decât părintele Marco pentru asta, dar din cele de mine citite și din cele de mine știute, Sfânta Teresa, când scrie Castelul Interior, are undeva la 62 de ani, deci este în deplină maturitate, să spunem așa, spirituală, are în ea această dorință despre care părintele Marco vorbea, și anume a-L vedea pe Dumnezeu, și asta este iarăși o altă mare intuiție a misticilor, de a-L vedea pe Dumnezeu aici și acum, fără să aștepți moartea. Și acele experiențe mistice pe care Sfânta Teresa le trăiește, tocmai împlinirea acestui deziderat ăla, de a trăi câteva instante, câteva momente de o comuniune profundă, încât ai impresia că cerul este în tine și că tu ești în cer. Acesta este, să spun așa, una dintre rezultatele experienței mistice. Bine, Sfânta Teresa are această dorință, este într-o perioadă în care ordinul carmelitanilor, să spunem așa, pierde un pic din trăirea aceea ascetică de la origini a celor, să spunem, probabil cruciați care s-au adunat pe Muntele Carmelului pentru a trăi o experiență. Regula de viață dată acestor oameni de Sfântul Albert, episcopul Ierusalimului, așa, este undeva, să spunem așa, mai pe secund, pe planul al doilea, iar Sfânta Teresa simte acolo că este ceva de înnotat, de revăzut din punctul de vedere al trăirii carmelitane. Părintele Marco a insistat, reformatorii în biserică nu au fost niciodată bine văzuți. Drept dovadă, și Sfânta Teresa și Sfântul Ioan al Crucii vor suferi pe urma acestor reforme, uneori vor fi excluși, alteori vor trăi momente de chin și de singurătate pe care ei încearcă să le asume, dar ceea ce este important este rezultatul. În cele din urmă s-a dovedit că reformele și ceea ce ei au plănuit pentru bunul mers al ordinului au adus roade, și de unde și importanța pe care noi le acordăm astăzi. Și așa se face că, ținând cont de acest context, ordinul carmelitan se împarte în două, să spun așa, care sunt două ordine carmelitane care există până astăzi, și anume ordinul carmelitan nedisculți, adică cei care sunt de la origini, și ordinul carmelitan desculți, care sunt cei cum este părintele Marco. Nu știu dacă este desculț sau nu. Dar desculț vine de la un spirit mai profund al, să spun așa, trăirii ascetice pe care o aveau călugurii la origine. În tradiția occidentală, aceste reforme din ordine mari călugărești sunt la modă, să spunem așa. Sfântul Benedict, pentru cei care cunosc un pic, Sfântul Benedict fondează mari ordini contemplativ apusean benedictinii, care prin secolul XII cu Bernard de Clairvaux trăiesc o reformă, reforma benedictinilor, și ea naște un alt ordin care se numesc cistercienii. În secolul XVIII, cistercienii la rândul lor sunt reformați și ea naște ordinul trapiștilor. Franciscanii, același lucru, nu? Ordinul franciscanilor care sunt reformați și dau franciscanii minori, iar apoi dau altă reformă și dau capucinii, tot așa. Este în spiritul vremii ca odată ce te obișnuiești cu o trăire, așa, să-i pierzi spiritul acela care te motiva de la origini, de unde și crede o providență care trimite anumiți oameni înflăcărați de spiritul pentru care au ales acest stil de viață, pentru a da un nou suflu, pentru a sufla în tăciunii care mocnesc acolo undeva și să se reaprindă flacăra. Bine, Sfânta Teresa de Avila și Sfântul Ioan al Crucii cam rolul acesta l-au avut în secolul XVI, să reaprindă flacăra de la origini a trăirii contemplației și ascetice în spiritul în care a
sau spiritul care a făurit, care a forjat pe primii carmelitani pe Muntele Carmel. Tot Providența a făcut ca Sfânta Tereza să întâlnească cu Ioan al Crucii și cu Părintele Gracian, despre care vorbea Părintele Marco, pentru ca aceste două ordine, atât masculin cât și feminin, să redobândească aspectul acela de la origini. Și atât scrierile Sfântului Ioan al Crucii, cât și cele ale Sfintei Tereza de Avila, dau motivații celor care se înscriu în această reformă pentru a trăi mai profund, să spunem așa, scopul pentru care ei s-au angajat. Dacă mă refer la norul întunecat, la noaptea întunecată, de pildă, în fața deznădejdei, sau cum spunea domnul Găitinar, în fața depresiei, există două variante. Te retragi și dai cu fugiții, sau dai vina pe alții. Pentru că întotdeauna ești cel bun, nu tu poți să greșești. Deci niciuna din aceste două variante nu sunt de folos, iar noaptea întunecată asta vrea să arate că în acel moment a asuma, și asta este soluția, să asumi experiența ta, să o remotivezi, să vii la motivație de la început și să-ți croiești drumul pe aceste noi făgașe pe care ți le inspiră și care, într-adevăr, te motivează să-ți continui drumul tău de, sau această, cum numește Sfânta Tereza de Avila, această ascensiune spirituală până la desăvârșire, până la ceea ce numește calea unitivă, în care sufletul este unit pe deplin cu Dumnezeu.